Vă invit să ocupați locurile. Ce este Crăciunul? Probabil că ați auzit de multe ori întrebarea aceasta în ultimii ani. Poate că v-ați întrebat chiar dumneavoastră zilele acestea. Oare ce reprezintă această sărbătoare? Însă seara aceasta, dragi frați și surori, prieteni dragi, aș vrea să vă rog să facem o introspecție a vieții noastre. Și să ne întrebăm fiecare dintre noi, în dreptul nostru, ce reprezintă Crăciunul pentru mine? Poate că pentru Biserica Sfânta Treime Crăciunul reprezintă ceva. Poate pentru familia lărgită reprezintă ceva. Însă în seara aceasta aș vrea să ne analizăm viața și să ne gândim și să răspundem la această întrebare. Ce reprezintă această sărbătoare pentru mine personal? Pentru că se prea poate ca răspunsul la această întrebare să fie: pentru mine Crăciunul înseamnă să petrec timp cu familia. Și este cea mai importantă sărbătoare din an și doresc atât de mult să fiu împreună cu familia, să fiu înconjurat de cei dragi. Și îmi doresc atât de mult ca timpul acela să fie un timp extraordinar. Se prea poate ca sărbătoarea aceasta să însemne oferirea de cadouri. Mergem, cumpărăm, căutăm cele mai bune dealuri, căutăm cele mai bune locuri unde să facem cumpărături, doar vom putea să ducem o bucurie celor cărora le vom dărui acele cadouri. Se prea poate ca această sărbătoare să reprezinte sau să însemne mersul cu colindul. Dacă nu merg cu colindul, pentru mine nu înseamnă Crăciun. Dacă nu ofer sau dacă nu primesc cadouri, pentru mine nu înseamnă Crăciun. Pentru mine nu înseamnă sărbătoarea aceasta nimic dacă nu petrec timp cu familia. Toate aceste lucruri ne împlinesc viața și ne aduc bucurie. Aduc bucurie sufletului nostru, dar oare doar acestea să fie ceea ce reprezintă Crăciunul? Pentru că de multe ori îi auzim pe cei din jurul nostru în această perioadă frumoasă a anului pe care o așteptăm atât de intens și parcă emoțiile și entuziasmul crește cu fiecare zi cu care ne apropiem de 25 decembrie. Ne scoatem de la naftalină toate resursele pentru a face Crăciunul să fie o sărbătoare de neuitat. Dăm praful de care s-a pus pe globuri, luminițe, beteală și tot ceea ce noi credem că trebuie să fie în casele noastre în momentul în care această sărbătoare bate la ușă. Cu toate acestea, dragii mei, Crăciunul nu este despre mine. Nu este despre tine. Nu este nici măcar pentru a-mi împlini eu dorințele, așteptările, fie ele egoiste sau altruiste. Pentru că pot să am dorințe egoiste să primesc, să-mi fie bine, să mi se dea, sau pot să am dorința aceasta altruistă să mă duc să ofer eu altora și mă simt împlinit atunci când ofer. Și este o sărbătoare a închinării. Este o sărbătoare în care stau înaintea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care acum mai bine de 2000 de ani a găsit cu cale să vină în această lume nenorocită, păcătoasă, distrusă, să vină și să se nască. Și este despre închinarea înaintea Lui și a fi parte a unui plan măreț pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru mine și pentru dumneavoastră. Mulți dintre noi ajungem să sărbătorim Crăciunul și, din păcate, Iisus Hristos este scos din această sărbătoare. Ne bucurăm, ne rugăm, cântăm colinde, ascultăm colindele și cu toate acestea, dacă este să tragem linie și să rezumăm tot ceea ce s-a întâmplat de aceste sărbători, ajungem să constatăm că sufletul este gol. Ajungem să ne uităm și să spunem: dar acesta a fost sărbarea nașterii Domnului? Atât a rămas după ce m-am trudit atât de mult, după ce am consumat atât de multă energie, atât de multe finanțe, atât de mult entuziasm, doar cu atât m-am ales? Ajungem să ne obișnuim și ne mulțumim cu o simplă poveste. O poveste fără pic de substanță. O citim, o recitim și rămâne o simplă poveste. Maria, Iosif, pruncul, păstorii, magii, îngerii, ceata de îngeri, Irod și toate personajele care fac parte din această poveste. Și cu toate astea, e
Eu nu m-am ales cu nimic. Doresc ca fiecare dintre noi, să-L sărbătorim pe Mântuitorul. El să fie centrul sărbătorii noastre. El să fie cel din tâi. Pentru că dacă nu mă duc la colin cu gândul în inima mea și în mintea mea ca Mântuitorul să fie înălțat prin glasul meu, rămâne un simplu șlagăr. Rămâne un simplu colin, o simplă cântare. Dacă nu petrec timp cu familia și în timpul pe care le petrec cu familia, Hristos să fie înălțat acolo, rămâne o simplă masă. Unde am mâncat bine, ne-am ospătat bine și mergem mai departe. Dacă în momentul în care ofer cadouri sau primesc cadouri, Hristos nu este în gândul meu, dorindu-L să-L înalți pe El prin ceea ce ofer, rămâne un cadou pe care, dragi frați și surori, să știți că alții îl pot oferi mai substanțial decât noi. Un simplu cadou, o simplă cutie. Crăciunul vine, Crăciunul trece, dar viața merge înainte. În câteva zile, toată forfota din jurul acestei sărbători va trece. Și odată cu ea vor trece sarmalele, vor trece cozonacii, colindele, entuziasmul și euforia sărbătorii. În câteva zile toate aceste lucruri vor fi o simplă istorie. Dacă ar fi să vă întreb câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte ce ați mâncat acum 2 ani de Crăciun, ați mai putea să faceți lista meniului? Prea puțin, nu? A trecut, e istorie, nici măcar nu mai mi-aduc aminte. Devine atât de banală masa de Crăciun. Unii mănâncă caltaboș, alții mănâncă cârnați, alții sarmale, alții mănâncă la fast food. Nu e nicio problemă, dar devine banală dacă este o simplă masă. În câteva zile vom reveni la vechiul nostru stil de viață și vom intra din nou în rutina noastră zilnică. Și parcă până să vină această sărbătoare ne-am pregătit și entuziasmul a crescut și parcă am urcat pe un munte foarte înalt, după care, de pe 27 decembrie, ce se întâmplă cu noi? Suntem în picaj lent și entuziasmul dispare. Iar mă duc la muncă, iar intru cu problemele pe care le-am avut până acum, iar aceleași provocări. Totuși, aș dori să vă ridic o întrebare în seara aceasta. Aș vrea să mi-o ridic mie și aș vrea să vă ridic dumneavoastră. Ce câștigam după încă un Crăciun? Sau, să-l cităm pe Solomon, ce câștigare omul după toată truda lui? Dragi frați și surori, prieteni dragi, mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră în seara aceasta, ce câștig avem după Crăciunul din 2016? Ce rămâne în viața mea, în viața dumneavoastră, în relația mea cu Mântuitorul, cu Cel care L-am sărbătorit, că doar ne-am întâlnit să ne închinăm Lui, ne-am întâlnit să-L înălțăm pe El, scenetă dimineață, copiii cântând, tinerii cântând, noi lăudându-L pe Domnul, doar El a fost Cel pe care am dorit să-L înălțăm în mijlocul nostru. Ce câștig avem după încă o sărbătoare a nașterii Mântuitorului? A fost acest timp o ocazie prin care să mă apropii mai mult de El? A fost o ocazie, un moment în care să aprofundez mai mult relația mea cu El? Să stau înaintea Lui în smerenie și să-I mulțumesc pentru că a găsit cu cale să mă răscumpere și pe mine? A fost un moment în care să stau înaintea Lui și să-I spun, Doamne, îți mulțumesc atât de mult pentru că nu ai venit doar la cei bogați, nu ai venit doar la cei deștepți, nu ai venit doar la cei care aveau anumite poziții. A fost un moment, zilele acestea, în care să medităm la ce a însemnat pentru Mântuitorul să coboare din glorie, din slavă, de unde era împreună cu Tatăl, loc în care niciunul dintre noi nu-și poate imagina cum arată. Doar întrezărim așa niște frânturi foarte mici, citind cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea pruncului în iezlea Betleemului ne face multe provocări. Și seara aceasta aș vrea să ne uităm la câteva dintre acestea. Pentru că nu există minte umană care să înțeleagă pe deplin complexitatea și implicațiile a ceea ce s-a întâmplat în iezlea Betleemului. Nu o înțelegem, însă
eu și dumneavoastră beneficiem de pe urma acestei nașteri. Suntem binecuvântați în urma faptului că Mântuitorul a venit în lumea noastră. Și vei spune, e suficient. E suficient să mă bucur că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumina a venit în lume. Sărbătoarea Crăciunului se dorește să fie o sărbătoare a bucuriei. Nu-i așa? Și tot ce facem, încercăm să producem bucurie. Încercăm ca nimeni să nu sufere în această perioadă în care sărbătorim nașterea Mântuitorului. Totuși, primul Crăciun a fost presărat și cu momente de durere, suferință, plâns, întrebări, renunțări. Lumea în care trăim ne face să ne gândim la această sărbătoare doar la o sărbătoare în care este multă lumină, culori vii, cutii pline care de-abia așteaptă să fie desfăcute. Dar, frați și surori, ieslea nu a fost împodobită cu beculețe. Ieslea nu a fost parfumată cu miros de brad. Ieslea nu a fost un loc în care să fie cadourile împachetate frumos. Ci ieslea a fost un loc al suferinței. A fost un loc al sacrificiului. A fost un loc în care Maria și Iosif ajung după o călătorie foarte lungă. Trecem ușor peste călătoria lor. Surorile care sunteți în sală și ați născut și ați fost însărcinate. Aș vrea să vă întreb câte dintre dumneavoastră v-ar fi plăcut să mergeți călare pe un măgăruș? Cam 3 zile în luna a noua. Eu știu că soția mea cu siguranță nici cu mașina nu vrea să meargă. Da, păi călare pe un măgăruș. Sacrificiu. Sacrificiu. Și-au mers până la Betleem. Dar niciun sacrificiu nu a fost mai mare și nu-l va întrece vreodată pe cel care l-a făcut însuși Fiul lui Dumnezeu. Și dacă aveți Biblia cu dumneavoastră, aș vrea să vă rog să o deschideți la Filipeni, capitolul 2. Pentru că aș vrea să poposim câteva momente în acest pasaj. Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 5. Să aveți în voi gândul sau atitudinea aceasta care era și în Hristos Iisus, care deși avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat egalitatea cu Dumnezeu ca pe un lucru de acaparat, ci s-a dezbrăcat de sine și a luat un chip de slujitor sau de rob sau de sclav, făcându-se asemenea oamenilor la înfățișare. A fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, slăvit să fie El. Niciunul dintre noi nu înțelege de plin ce s-a întâmplat în Iesle. Ce s-a întâmplat în momentul în care în pântecul Mariei a fost conceput Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu infinit, care nu are sfârșit, nu are început, nu poate fi cuprins, alege să vină în lumea finită, în lumea mică, în pântecul unei fecioare. Trecând prin tot Vechiul Testament, profeții au vorbit și Dumnezeu a făcut minuni. Dumnezeu a luat un tufiș și într-o zi îl transformă într-o torță care nu se mistuie. Doar oamenii vor înțelege. Iosua se roagă într-o anumită zi și ziua se lungește. Dumnezeu intervine și produce minunea. Marea Roșie, râul Iordan se despart în două și permit izraeliților să treacă prin ele ca pe uscat. Minune după minune.
Dumnezeu vorbește din nou și din nou, totuși Israel și omenirea erau încă departe de Dumnezeu. Timp de mii de ani Dumnezeu folosește diverse mijloace pentru a transmite mesajul său către oameni. Apoi urmează o perioadă de 400 de ani în care Dumnezeu tace. Și după această perioadă de 400 de ani, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Incredibil, 400 de ani de tăcere și Dumnezeu alege după 400 de ani să-L trimită pe fiul. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Nu va mai fi niciodată liniște. Tăcere, pentru că Emanuel este cu noi. Frați și surori, Iisus Hristos a lăsat gloria, a lăsat slava, a lăsat a fi împreună cu Tatăl și a coborât aici la noi. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci am citit aici, în Filipeni. Pavel spune: dragi creștini, copii ai lui Dumnezeu, ucenici ai lui Hristos, fiți atenți, să aveți în voi această atitudine, să aveți în voi acest gând care era și în Hristos Iisus. Dacă este să ne gândim la o provocare când vine vorba de nașterea Mântuitorului și de sărbătoarea nașterii Lui, provocarea este aceasta: să aveți în voi gândul acesta. Să aveți și voi atitudinea aceasta, care a avut-o Hristos. Care este aceasta? Dumnezeu Iisus alege de bunăvoie, nesilit de nimeni, să se dezbrace de tot ce era în slavă și să ia un chip de prunc. Să aveți în voi gândul acesta, să vă supuneți voi Tatălui. Dumnezeu Iisus alege să se supună voii lui Dumnezeu Tatăl. Spune Pavel Filipenilor: să aveți în voi atitudinea aceasta care era și în Hristos Iisus, care deși era Dumnezeu din Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, n-a considerat lucrul acesta, egalitatea aceasta, ca un lucru de apucat, ca un lucru infim sau un lucru mare, ci a ales să lase infinitatea și să se facă limitat și să vină la noi. Dumnezeu Iisus s-a dezbrăcat de slava sa și a lăsat ca să ia chip, chipul unui copil. Dumnezeu Iisus ia natura unui rob. Și acum, dacă ar fi să mă întrebați, Felix, ar plăcea să ți se zică rob sau sclav? Aș spune că nu. Pentru că este un nume de ocară. Să ți se zică sclav nu este un nume onorant. Nu-i așa? Dar Dumnezeu Iisus, Fiul lui Dumnezeu, alege să se dezbrace de slava Lui și să fie numit rob. Și să ia natura unui rob. Și spune: la înfățișare a fost găsit ca noi. Care este provocarea? Dragi și surori, la aceasta mă cheamă Dumnezeu pe mine și vă cheamă și pe dumneavoastră. Ne bucurăm de Crăciun, dar una din provocările nașterii Mântuitorului este aceea de a avea gândul acesta, care era și în Hristos Iisus, să mă supun lui Dumnezeu. Este ușor să ne supunem lui Dumnezeu? Este ușor să acceptăm în viața noastră planul lui Dumnezeu? Stăteam și mă gândeam săptămâna aceasta că sărbătoarea nașterii Mântuitorului trebuie să fie o sărbătoare a bucuriei. Dar nu e așa că sunt oameni care suferă astăzi? Nu e așa că astăzi sunt persoane în lumea aceasta care au în familiile lor persoane care au plecat din lume și stau și plâng la căpătuiul lor? Nu e așa că în spitale sunt oameni care suferă astăzi? Nu e așa că astăzi în lume sunt copii ai lui Hristos care sunt martirizați? Unde este bucuria? Unde este bucuria, frații mei? Am ajuns să definim bucuria așa cum o definesc cei din jurul nostru. Bucuria înseamnă să meargă bine. Bucuria înseamnă să-mi fie bine. Bucuria înseamnă să am ce mânca, ce pune pe masă.
Și putem continua lista. Dar în seara aceasta aș vrea să fim provocați din cuvântul lui Dumnezeu. Că bucurie înseamnă a fi în voia lui Dumnezeu. Nu există bucurie mai mare, nu există împlinire mai mare decât să fii acolo unde Dumnezeu te vrea. Dacă Dumnezeu mă vrea în suferință, de sărbătoarea nașterii Lui, aia trebuie să fie pentru mine bucurie. Pentru că Mântuitorul a avut bucurie când a venit în lumea noastră. Și a lăsat totul și a avut bucurie. Dacă vrem să fim în voia lui Dumnezeu, trebuie să ne bucurăm. E ușor? Păi cum să-mi fie ușor? Pavel spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, dar nu pot să-i mulțumesc. Dar cum să mă bucur? Dacă nici măcar nu pot să zic, Doamne, mulțumesc, cum să mă bucur? Bucuria aceasta vine doar în momentul în care înțelegem că planul lui Dumnezeu este bun, este plăcut și este perfect. În momentul în care înțeleg că Dumnezeu are un astfel de plan pentru viața mea, voi putea să mă bucur. Și voi putea să fiu acolo unde El vrea. Ce mai înseamnă venirea Domnului Iisus în lume? Care este provocarea? O primă provocare este să mă supun voii lui Dumnezeu. A doua provocare este să renunț la mine. Să renunț la mine însumi. Dumnezeu, Iisus, a ales să fie rob. A ales să fie neînsemnat pentru ca eu să am un nume. A ales smerenia și umilința pentru ca eu să fiu înălțat. Dragi frați și surori, ne bucurăm de ce vedem în partea dreapta mea. Dar ajungem de multe ori să nu vedem nașterea Mântuitorului decât ceea ce este în stânga. N-ajungem să vedem decât cadouri și împodobire frumoasă. Nu zic că este rău, e foarte drăguț și tine au făcut o treabă excelentă. Dar nu pot să mă bucur de așa ceva dacă nu am această imagine despre nașterea Mântuitorului. Smerenie. Smerenie. Smerenia, o podoabă sau un rod atât de rar în secolul 21. Preferăm să ne luptăm între noi? Preferăm să avem opinii diferite la care să ne ținem? Doar să nu ne smerim. Și Pavel spune, să aveți în voi atitudinea aceasta care o avea Hristos, care s-a smerit. Și frați și surori, eu în viața mea nu voi reuși vreodată să mă smeresc. Oricât de mult mă voi smeri să ajung la nivelul smereniei Mântuitorului. Nici dumneavoastră. Dar suntem chemați la asta. Nu este așa doar o opțiune. Știi, Felix, ai venit în familia lui Dumnezeu și este o opțiune să fii smerit. Dacă vrei să fii smerit, e bine. Dacă nu vrei să fii smerit, nu e chiar așa bine, dar merge. Nu este adevărat. Să aveți în voi atitudinea aceasta care era și în Hristos Iisus. El, de bunăvoie, a renunțat la slavă și s-a făcut rob, sclav, pentru ca eu să capăt un nume și dumneavoastră să căpătați un nume. Și a treia provocare este să-mi umplu mintea cu acest gând. Cum ne putem umple mintea? Doar aici, astăzi, 25 decembrie, primim acest gând, îl rumegăm puțin în mintea noastră și de pe 27 decembrie îl punem foarte bine într-un sertăraș și îl deschidem în 2017 pe 25 decembrie din nou. Provocarea este ca în fiecare zi să mă deprind cu acest gând. Să mă deprind cu această atitudine. O atitudine nu se formează ușor. O atitudine se formează în fiecare zi progresând și progresând. Luptându-ne cu noi. Sacrificând. Ca să am în mintea mea gândul acesta care era și în Hristos, trebuie să mă dedic lui Hristos în fiecare zi. Frați și surori, îmi pare rău dacă în seara aceasta v-am distrus un pic ideea cu privire la Crăciun. Crăciunul nu este doar această bucurie efemeră pe care lumea ne oferă. Astăzi vine,
mâine trece. Pentru că, dragi frați și surori, prieteni, dragi ascultători, dragi, tot ceea ce primim material în lumea aceasta de sărbătoarea nașterii Mântuitorului este efemer. Ai primit anul acesta un telefon de ultimă generație? De Paști vei vrea altul, generația următoare. Orice am primit, oricât de scump ar fi acel obiect, acel lucru, oricât de mult ar însemna pentru noi, nu se va egala niciodată cu darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Așa că dacă în seara aceasta ești aici și nu ai acest dar în viața ta, vino la Hristos. Este singurul care îți poate oferi acest dar. Este singurul care poate să ia tot ceea ce este în viața ta murdar, distrus. Te uiți în viața ta și nu mai găsești speranță. Speranța este în Domnul Iisus Hristos, în pruncul născut în iesle. Acolo este speranță. Acolo este bucurie. Acolo este pace. Și acolo este împlinire. Vino la Iisus Hristos. Și nu te chem la Iisus Hristos ca să fii bine, ci te chem la Iisus Hristos pentru a avea viață veșnică și pentru a fi în planul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru viața ta. Aș vrea să vă invit să plecăm capetele. Și aș vrea să vă invit pe toți cei care sunteți în sală sau în fața laptopului să stăm într-o rugăciune. Și dacă în sala aceasta Dumnezeu ți-a vorbit, ai ocazia în câteva minute, momente, să-i răspunzi printr-o rugăciune. El știe deja ce este în inima ta. În momentul în care rostim această rugăciune înăuntru nostru, recunoaștem noi ce avem în inima noastră.